Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă. Din nou la Vieți Transformate împreună cu noi, domnul Constantin Oprănescu din Australia. Prin telefon, prin Skype împreună cu noi, discutăm despre viața dumnealui. Ultimele două episoade am discutat despre viața dumnealui. Astăzi vom finaliza despre și ne vom axa pe întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Pentru cei care nu știți despre ce am vorbit în episoadele anterioare, estimați ascultători, domnul Oprănescu s-a născut în 1950 la Balș, lângă Craiova, în Oltenia. La vârsta de 19 ani, el, 17 ani, soția, actuala soție, s-au căsătorit, erau tineri, dar el, în timp ce era copil, tatălui a fost arestat, a fost dus la închisoare, a fost un om care avea avere, dar n-a vrut să intre în Partidul Comunist, a fost dus la închisoare, apoi mama lui a fost dusă la închisoare. El a rămas împreună cu fratele lui, aveau 12 și 14 ani. Interesant, procurorul care i-a acuzat pe părinții lor s-a ocupat de ei, le-a dat bani, le-a dat mâncare, le-a dat chiar un porc, i-a ajutat, a trimis pe cineva să le taie un porc, să aibă ce mânca în perioada când era mama lor la închisoare, și tatăl lor, dar era și mama lor la închisoare. În fine, a fost o istorie foarte interesantă. Omul acela se simțea apăsat în conștiința lui. Apoi au încercat să treacă frontiera. Domnul Oprănescu împreună cu soția au încercat să treacă frontiera, au plecat de la București, locuiau în București, au plecat spre frontieră, dar la Sibiu au fost prinși de securitate și duși la închisoare pentru că cineva i-a turnat, i-a trădat. În fine, după multe peripeții a ajuns în Australia. Și am rămas la momentul când au început să facă cât de cât o mică afacere în Australia, dar erau foarte prieteni cu alcoolul. Domnule Oprănescu, din nou bine ați venit la Vieți Transformate. Bine v-am găsit. Am rămas la momentul când v-ați mutat din Adelaide, dintr-un oraș din Australia, într-un alt oraș, în Perth, pentru că v-ați dat seama că, de fapt, căsnicia noastră se prăbușește, dar vă iubeați împreună cu soția noastră și vreați să salvați căsnicia, dar nu știați cum. Și am rămas la momentul, într-o duminică dimineața, deja ați consumat un litru de vin de la prima oră și vă pregăteați să mai continuați această beție de duminică. Moment în care ați găsit o carte de vizită de la o biserică baptistă de acolo din Perth și ați trezit-o pe soție, hai de la biserică. Spuneți-ne cum s-a întâmplat, cum s-au desfășurat lucrurile în continuare. Da, Aneta a fost bucuroasă oarecum, cu toate că era somnoroasă și nu s-a așteptat în orice caz la asemenea invitație, dar în câteva minute ne-am echipat, ne-am îmbrăcat, ne-am parfumat și am plecat la Biserica Baptistă Română din Perth. Am intrat în curte, am intrat în biserică, erau adunați, nu erau mulți, că nu așa mulți mulțime, că e o biserică mică. Erau adunați înăuntru, nu începuse probabil slujba, nu începuse nimic și eu am intrat, soția după mine, copilul și el după noi, între noi. Vă împleticeați după ce ați consumat un litru de vin în dimineața respectivă? Eram profesional, asta era numai pentru dimineață, un aperitiv, așa, nu. Erați rezistent la băutură? Da, eram profesional. Uite că s-au dus toate, mulțumesc Dumnezeu. Așa cum vă spun, am intrat înăuntru și ne-a ieșit în întâmpinare un om mai bătrân decât mine, deci eu aveam 45 de ani pe vremea aia, el avea probabil 60 și m-a întrebat scurt, cum te cheamă? Și eu, știind că am avut un nume prost, nici n-am vrut să-i spun cum mă cheamă, am zis că nu-i spun cum mă cheamă. Și el a zis, omule, fără nume, stai aici jos, pe scaun, și cu soția ta și cu copilul tău. Și am stat pe scaun și am început să ascult ce se întâmplă acolo. Bineînțeles că nu știam nimic, absolut nimic nu știam. Ce când interesant, aș mai poposi puțin aici, ce interesant să vă întrebe numele, nu-i spune și vă spune omule fără nume și... În Apocalipsa, în Biblie, scrie că vom primi o piatră albă pe care este scris un nume nou, pe care nu știe nimeni decât cel care îl primește. Adevărat, așa este, slăvit să fie Domnul. Dar eu eram pe vremea aia un om fără nume, că mi-era și rușine să spun cum mă cheam.
am stat jos și păstorul a zis, s-a pus mâna pe Biblie, s-a sculat în picioare, s-a ridicat la amvon și toată lumea s-a sculat în picioare. Și el spune, zice, să citim în Sfânta Scriptură. M-am uitat că în fața acolo erau niște cărți și mai mici și mai mari decât, mă, care o fi Sfânta Scriptură? Care o fi aia dintre toate cărțile astea și ce o fi aia? După aia am dat eu seama, chiar atunci mi-am dat seama, în zilele alea, eu sunt așa de prost, că nu știu nimic. Sfânta Scriptură. Nu știam ce e. Nu știam că Sfânta Scriptură e Biblia sau că Biblia e Sfânta Scriptură. În sfârșit, a citit el ce a citit și s-a ridicat altul, frate Liviu. Și a început să citească el, să predice, practic, să pregătească, nu știam de ce, dar era ora de rugăciune și el era acolo la ora de rugăciune, conducea ora de rugăciune și a citit un cuvânt care mi s-a părut ciudat. Că Dumnezeu a zis, veniți să ne judecăm, de vor fi păcatele voastre, cum e cărmuzul, se vor face albe ca zăpadă. Bineînțeles că eu nu știam ce e la cărmuz, dar mi s-a părut ceva interesant. De vor fi păcatele voastre roșii, se vor face albe. Așa ceva mi s-a părut interesant, adică ar fi o scăpare. Mai târziu în această oră de rugăciune s-a citit, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Ia uite, asta am auzit. Am auzit și mi s-a părut interesant. Fantastic, și ce putere are cuvântul lui Dumnezeu. Fantastic. Aleluia. Așa este. S-a întâmplat că azi fratele acesta care ține ora de rugăciune a zis, ne plecăm pe genunchi și ne rugăm. Acolo, în biserică, pe timpul acela, la ora de rugăciune, toată biserica stătea pe genunchi. Și m-a pus pe genunchi și se vrea pe rând, pe rând, pe bănci. Cum venea rândul și mi-a venit și mie rândul și m-am pomenit strigând când m-a ținut gura, mulțumesc cu ție, Doamne, pentru mare mila ta, mulțumesc că mi-ai dăruit un fiu, și îți mulțumesc că în această zi mi-ai găsit un loc. Eu nu știam vorbele astea. Și uite că mai târziu am aflat că păstorul Crișan a întrebat pe Dumnezeu cine sunt oamenii ăștia care au venit aici. Dacă omul acesta se va ruga cu gura lui în această zi, eu mă voi ocupa de el. Dar cuvintele astea ale păstorul Crișan către Dumnezeu, eu am aflat de la el peste 10 ani. Și, într-adevăr, biserica a început să ocupe de noi. Da, noi eram răi, noi eram necredincioși, noi eram suspicioși, noi eram bețivi. Cum să mă las eu de băutură? Cum să mă las? Da, nu pot să mă las de băutură. Într-o zi mergeam la biserică. Mergeam la biserică, bineînțeles, da. Dar mergeam la biserică. Și într-o zi, când eu stăteam liniștit în bancă, păstorul Crișan zice, măi, prietene Constantin, mă vii de aici, vii aici de vreo 2-3 luni, dar spune-mi și nouă, ce părere ai tu despre noi, ce părere ai tu de situația asta? Eu m-am supărat un pic, că nu prea sunt vorbitor așa. Am dus în față și zic, ia să zic eu ceva, că eram bagiocoritor, eu eram foarte ironic, și când am deschis gura și am început să zic ceva ce eu ce nu aveam de gând, fraților, surorilor, eu sunt un bețiv. Tata a fost un bețiv, bunicul a fost un bețiv, au murit bețivi toți. Așa am să mor și eu. Numai dacă Dumnezeu îmi dă ajutor, atunci eu vreau să mă pocăiesc, că nu sunt prost, că văd și eu că viața de biserică, viața voastră, e mult mai bună decât viața mea. Dar dacă Dumnezeu nu mă ajută, eu n-am să pot niciodată, am să mor așa cum sunt. Iar păstorul mi-a zis, frate, prietenul Constantin, Dumnezeu îți va da acest ajutor la vreme când el va găsi de cuvință. Biserica în pace e liberă. Scurt și a plecat fiecare la casa lui. S-a întâmplat că au fost peripeții multe. A venit soacra mea când a auzit că noi vrem să ne pocăim, a venit tocmai de la Adelaide
2500 de kilometri cu o sticlă de whisky. Eu nu mai brusem de vreo 4-5 zile și ea m-a invitat să beau. Am rezistat o perioadă și până la urmă de nou am căzut și în perioada asta de câteva luni de zile am căzut de câteva ori. Până când soacra mea a plecat înapoi acasă, 5 ianuarie 1995. Ce perfid a fost Satana să folosească chiar pe soacra dumneavoastră cu o băutură foarte fină? A fost pentru că ea ură alcool. Socrul meu a murit din cauza alcoolului și a avut numai necazuri din cauza alcoolului și altceva nu a dorit. De când eu am cunoscut-o pe fata ei și mai ales după ce ne-am căsătorit, altceva ea nu a dorit decât ca eu să nu mai beau și să nu mai fiu rău și să nu mai bat pe fisa. Și acum când se întâmplă lucrurile astea, ea vine cu o sticlă de alcool. Asta a fost lucrarea diavolului, dar eu nu știam nimic. Incredibil, dar ea nu și-a dat seama ce face. Incredibil așa ceva. Păi da, nu și-a dat seama ce face, dar Dumnezeu avea un plan și cu ea. Pentru că după ce noi ne-am pocăit la scurtă vreme și ea s-a pocăit și s-a botezat, după 3 luni după ce noi ne-am botezat și ea s-a botezat, poate că despre asta o să vorbim altă dată, dar acum mă întorc la timpul când noi am venit de la aeroport, după ce am lăsat-o pe ea, după ce s-a dus, ne-am întors acasă, eu am deschis ușa de la frigider să bea o bere, că asta știam cel mai bine de făcut. Și când am pus berea la gură, n-am putut să înghit nimic. N-am putut să înghit. Lichidul ăsta nu mai intra, nu trecea de gâtul meu în jos. Am pus-o la loc, zic, o fi ceva. Am pus peste 10 minute, am încercat din nou și atunci am înțeles că ăsta era ajutorul de care vorbea păstorul Crișan. Și am zis lui Aneta, Aneto, aici este degetul lui Dumnezeu, noi de azi încolo am terminat cu alcool. Pur și simplu v-a închis Dumnezeu gâtul. Poftim? Pur și simplu v-a închis Dumnezeu gâtul. Exact. Față de alcool. Absolut. N-am mai putut ca să mă înghit. Absolut. Asta a fost ajutorul pe care Dumnezeu mi l-a dat. O minune pe care am văzut-o eu cu ochii mei. Și în momentul ăsta am aruncat tot alcoolul din casă, paharele pe care le-am folosit înainte le-am aruncat și am cumpărat pahare noi și am zis, noi mergem la păstor să ne boteze. Bineînțeles că el n-a vrut să ne boteze, că nu că n-a vrut săracul, că murea de bucurie să ne boteze, dar zic, trebuie să vă învăț, trebuie să fiu sigur că voi știți ce faceți și mai stați un pic. Și ne-a mai învățat și ne-a mai învățat. Și eu parcă până când să ne boteze mai mult stăteam la el, acasă, că mi-era frică. Dar când eram cu el, nu mai mi-era frică. Aveam curaj. Și uite așa, a fost perioada de așteptare până când el s-a hotărât să ne boteze. În 30 aprilie s-a hotărât data botezului. Atunci el ne-a botezat pe amândoi. În acea zi, în același timp, m-au zis cuvintele astea care pentru mine sunt o fascinație. Pe baza mărturiei tale te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Și de atunci suntem ai Domnului. Tot ce a fost s-a dus, iată că toate s-au făcut noi. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Mai avem un sfert de oră din interviul nostru de astăzi. V-aș ruga să ne spuneți cum s-a schimbat viața, ce s-a schimbat, cum este relația dumneavoastră cu Domnul Iisus, cum îl vedeți pe Dumnezeu acum, cum s-au făcut noi toate lucrurile. Pentru că așa spune Biblia, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. Amin. S-a întâmplat că, așa cum am zis, perioada de 4 luni care eu am stat în închisoare, încă poartă amintiri în mintea mea, dar atunci avea pur și simplu amprente în relația mea cu oamenii. Pentru ascultătorii care nu știu, ați stat 4 luni la închisoare pentru tentativă de trecere a frontierei pe vremea comunismului. Da. A fost o experiență foarte dură și a marcat viața mea foarte negativ până când l-am primit pe Dumnezeu și acum am doar niște amintiri care
care nu mai au nicio putere asupra vieții mele de credincios. Dar felul în care Dumnezeu m-a schimbat, că din un om rău cum am fost, uram pe toți, uram pe toată lumea, eram suspicios pe toată lumea, am devenit iubitor. Am devenit iubitor, mergând pe stradă, așa am dat seama, mergând pe stradă, mă uitam la oameni și îi vedeam mai frumoși, mai colorați parcă, îi vedeam frumoși la față, pe oameni care nu i-am cunoscut niciodată. Am simțit că e ceva nou în viața mea. Pe soacra mea, care am fost noi cam dușmani, nu? Toată viața, 25 de ani până când m-am pocăit eu, pe soacra mea am început să o iubesc. Ceea ce, nu, e ceva o minune, hai. În orice caz, am început să o iubesc și am început să-i dau telefon și să-i spun despre Dumnezeu. Și ea a înțeles că era împotrivitoare la toate lucrurile astea. Și totuși, faptul că eu nu am mai băut alcool, a întors-o pe ea la Dumnezeu. A dat într-o seară telefon pe la ora 9 și am răspuns eu la telefon. Hello, ce mai faci? Și a zis, cine e acolo? Păi eu sunt. Care eu? Păi eu sunt puiul, ca așa îmi zicea în zipin. Și până aici, tu ești bolnav? Ce zice? Am înțeles eu că la ora 9 de obicei eram beat, nu mai știam să vorbesc prea bine. Și asta a mirat-o pe ea foarte mult, a pus-o pe gânduri. Cum, voi chiar nu mai beți? Nu? Și uite așa, asta este o mare schimbare care s-a produs. În relația cu Dumnezeu, am început să avem dorință de a merge la biserică, dorință de a ne ruga, dorință de a fi mai buni, dorință de a dărui, dorință de a lucra pentru Dumnezeu. Ne-a întors Dumnezeu la cei pe care i-am părăsit, la alcoolici. Prima lucrare care mi-a pus-o Dumnezeu a fost cu alcoholici și cu oameni necredincioși. Am făcut un grup de rugăciune format numai din alcoholici și necredincioși. La ora actuală, unii dintre ei sunt pocăiți, unui păstor. S-au întâmplat multe, unul s-a sinucis, dar asta a fost gruparea noastră și Dumnezeu m-a făcut să iubesc pe acești oameni și să iubesc pe toți oamenii necăjiți. Și pe cei buni, și pe cei și pe cei în posturi bune, și pe cei, nu numai pe cei săraci, și pe păstori, și pe toți oamenii care îi vedeam în fața mea, am început să iubesc. Asta pentru mine a fost o minune. Eu am un om foarte indiferent, ajunsesem că nu m-a interesat de nimic, de cei în jurul meu. Eu eram principalul în viața mea, eu eram numărul unu. Deci când am început să mă las pe mine la o parte și să mă uit la alți oameni, asta am înțeles că vine de la Dumnezeu. Altfel, dragostea de Dumnezeu. A fost perioade când, dacă mă îndepărtam de Dumnezeu pentru câteva minute cu gândul, mă simțeam vinovat. A trebuit să cumpăr o mașină și căutam în ziar, căutam în ziare să găsesc o mașină. Și perioada asta când eu o căutam prin ziare, mi s-a părut așa o perioadă de vinovată, că eu nu aveam ce să pierd timpul cu așa ceva. Eu trebuia să citesc pe Biblie întotdeauna. Eu trebuia să studiez Cuvântul Dumnezeu. Asta a fost ceea ce Dumnezeu a făcut cu noi, cu mine și cu soția mea în aceste primele. Când dragostea de întâi, cine nu e credincios, cine nu e pocăit, habar are ce înseamnă dragostea de întâi. V-ați îndrăgostit de Dumnezeu? M-am îndrăgostit de Dumnezeu. Ăsta e un cuvânt adevărat. Slăvit să fie Domn. M-am îndrăgostit de El pentru că și El m-a iubit pe mine. Că eu nu credeam că mă iubește cineva. Știam că mă iubește nevastă mea, dar și ea avea o iubire egoistă. Dar am văzut că Dumnezeu m-a iubit așa de mult că după aia am înțeles că Iisus Hristos a murit pentru că m-a iubit pe mine, un netrebnic, un păcătos. Și asta mă umplea de lacrimi, îmi plăcea să mă gândesc la asta. Și acum îmi place, bineînțeles, și acum îmi place să mă gândesc la lucrurile astea, slăvit să fie Domnul.
La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne la ascultătorii noștri care se identifică poate cu una dintre stările prin care ați trecut dumneavoastră. Da. Beție, probleme în familie, anturajul oamenilor răi. Probabil că cu siguranță sunt ascultători care se identifică cel puțin cu una dintre aceste trăiri. Să înălțăm o rugăciune, să înălțați dumneavoastră o rugăciune către Dumnezeu în care nădăjduiesc să se unească și ascultătorii noștri. Amin, amin. Către Tine, Doamne, și numai către Tine ne îndreptăm privirile, ne îndreptăm gândurile, căci Tu ne-ai scăpat din laț, ne-ai scăpat de moarte și ne-ai adus la viață. Eu, Doamne, ce să spun? Tu, Doamne, m-ai scăpat de la pierzare și m-ai pus pașii pe calea care duce către Rai. Am scăpat. Am scăpat. Slăvit să fie Dumnezeu. Și iată, Doamne, că vin acum înaintea Ta. Să mă rog, Doamne, pentru alți oameni care sunt în situația mea, cum am fost eu, pentru alți oameni, pentru care viața aceasta e o povară, pentru alți oameni care, încercând să-și ascundă necazurile, folosesc diferite tipuri, alcool, droguri, prostituție și alte lucruri. Doamne, Iisuse, Doamne, Tu ai murit pentru noi toți. Tu n-ai venit pe pământ pentru cei neprihăniți, ci Tu ai venit pentru cei păcătoși. De plin pământul, Doamne, de întuneric și de păcat. De aceea te rog, Doamne, ca lumina Ta să strălucească și fața Ta să strălucească peste lumea întreagă. Cercetează, Doamne, România. Cercetează, Doamne, români. Binecuvântează bisericile, dar, Doamne, mila Ta să fie afară. Acolo unde sunt oamenii pierduți, oamenii fără speranță, oamenii care cred că nu am nicio șansă. Tu dai o șansă oricărui păcătos. Tu nu stingi un muc care încă fumegă și nu rupi o trestie frântă, ci Tu, Doamne, cu mila Ta și cu îndurarea Ta ai spus, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da lumină. Te vor fi păcatele voastre, cum e cărmânzul, se vor face albe ca zăpada. Te rog, Doamne, mărite stăpâne, să ai milă, Doamne, de cei care sunt prin pușcării. Să ai milă, Doamne, de toți cei care n-au unde să locuiască și stau pe sub poduri și prin canale. Să ai milă, Doamne, și să le găsești un loc pe pământul ăsta și un loc în împărăția Ta. Sunt familii distruse din cauza alcoolului, oameni slabi care se ascund în spatele unei sticle de bere. Ai milă, Doamne, Dumnezeule, și lasă Duhul Tău de cercetare peste întreg pământul, peste aceste suflete. Și noi, Doamne, altceva nu putem să zicem decât slăvit să fie Domnul, binecuvântat să fie numele Lui, glorificat să fie El, în veci de veci. Aleluia! Amin! Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate de-a lungul ultimelor 3 episoade domnul Constantin Oprănescu din Australia, prin telefon, prin Skype. Ne-a împărtășit istoria vieții lui, istoria binecuvântării, istoria întoarcerii la Dumnezeu și lucrurile extraordinare pe care Dumnezeu le-a făcut în viața dumnealui. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.